Nu e destul cu practică taximetrie ilegală. Are numere albe, deci probabil nu e înregistrat ca transportator de pasageri oficial. Deci probabil n-are de ce la aparat fiscal ca să plătească impozite la stat. Nu e destul că stă parcat în fața trecerii de pietoni, deci încalcă prevederile regulamentului circulației rutiere. Deci e contravenient. Dar încă și să mai scutură țoalele în centrul orașului, la kilometru zero, în fața primăriei capitale. Și dincolo stă gagica polițistă și îi păzește liniște. Cum să nu zici ceva de rău din mafia cu epoleți? Îți pare gospodărește așa scuturi țoalele în fața primăriei? E frumos așa scuturi țoalele în fața primăriei? Crezi că e legal să stai parcat aici în fața trecerii de pietoni? El adică e pasager, nici o treabă n-are. Dar să chem eu poliție, aș las ocupi de el în mod special. Dacă gagica de peste drum doarme, las să ocupi 902. CNP 836. Bună dimineața! Am vrut să vă raportez despre un automobil parcat ilegal care făcea chestii ilegale în centrul orașului, în fața primăriei. Își scutura țoalele, stătea parcat în fața trecerii de pietoni. Bulevardul Ștefan cel Mare, 134, colț cu Vlaicu Părcălar. Da, da. Oleg Brega.